atunci când plecăm să vizităm, mi se pare că nu-i indicat să luăm copii atât de mici cu noi. Ileana Sterp a plecat în vacanță la Budapesta împreună cu soțul său și micuțul Damir. Ileana ne-a arătat că, deși erau în vacanță, au făcut și mișcare, așa cum se cuvine. Au mers pe jos în loc să ia telecabina, asta pentru a-și bifa numărul zilnic de pași. Familia s-a plimbat și s-a distrat, însă toată lumea și-a dat seama că lipsește cineva din peisaj. Fanii se întrebau unde este micuța Carla, iar Ileana a deslușit misterul. Se pare că motivul pentru care nu au luat-o pe fetiță cu ei în vacanță este că ea nu mai stă nici în scaun și nu merge nici pe jos și le-ar fi îngreunat vacanța. Și acum am început întrebările despre Carla, de ce nu am luat-o cu noi. Sinceră să fiu, motivul principal pentru care nu am luat-o e faptul că ea nu mai stă în scaun. Face crize urâte, dar urâte rău de tot. Și atunci am decis că e mai bine să stea acasă. Însă micuței s-a explicat așa cum trebuie, ba chiar Ileana vorbește mereu cu fetița pe video și arată și ei imagini din vacanță. Deși Ileana a spus că se simțea ciudat că nu a luat-o și pe Carla în vacanță pentru că și ea este copilul lor, altă variantă mai bună nu a existat, se pare. Ileana a explicat micuței că nu o poate lua la Budapesta, iar ea a înțeles foarte repede, spre surprinderea surorii lui Culiță Sterp. Ileana a mai explicat că atunci când merg să viziteze diferite orașe, preferă să nu ia copiii. Însă de data aceasta nu a avut încotro și ar trebui să-l ia pe Damir, deoarece îl alăptează. Vă dați seama că îmi doream să fie și ea cu noi, pentru că exact cum mi-a spus Dani, și ai copilul nostru și mă simt aiurea să plecăm fără ea. Dar, mă repet, decât să o chinui pe aici, pentru că nu-i plăcea deloc să stea în scaun și să meargă pe jos, mai bine să da acasă liniștită și ea a înțeles foarte bine totul, adică mă uimește. Și când am plecat, m-am dus până la ușă, mi-a dat pupă, îmbrățișare. Pe Damir îl iau pentru că îl alăptez și el nu poate să stea fără mine, dar, cum am zis, copii atât de mici, Carla are aproape 3 ani, nu e indicat să ia în vacanțe unde se vizitează mult.